estimate doamne, faceți rost de niște stofă, ață, puf sintetic, foarfece, panglici strălucitoare și repetați după noi. Nu de alta, dar se apropie anul nou. Trebuie să îl întâmpinăm cu niște culoare ca să ne meargă bine tot anul. Creatoarea de rochii și accesorii Oxana Munteanu vă învață cum să confecționați jucării pentru pomul de Crăciun. Pentru a confecționa o jucărie de brad, avem nevoie de o bucățică de stofă. În cazul nostru, am luat o bucată de in, o bentiță de vreo 30 cm, câteva perluțe, ac, ață, foarfece și umplutură sintetică. Să procedăm? Începem? Noi vom face o inimioară și mie îmi place să desenez vizual inimioara, nu pe baza unui șablon. Pentru că asta redă și personalitatea celui care o face. Spuneți că nu trebuie să fie perfectă? Mie îmi place să las inima să deseneze linia pe care o ghidează sufletul. De aia nu facem inima după un șablon anumit. Fiecare o desenează cum o simte, cum o vede. Pentru a grăbi și ușura munca, noi dublăm stofa, o punem în două și tăiem pe contur. Obținut. Resturile putem să le folosim ca umplutură dacă nu avem umplutură sintetică. Eu nu tai ața pentru ca să ne ajungă pe toată dimensiunea, să nu avem noduri. Și mergem pe contur. Deci. Noi ne lăsăm un spațiu pentru a umple inimioara. Aceste jucării, de fapt, pot fi nu doar jucării de brad, ele pot fi transformate și în jucării de buzunar pentru mâinile copiilor, să le încălzim. Ele pot fi umplute cu sâmburi de struguri și le încălzim în microunde 30 de secunde. Aceste semințe se încălzesc și au proprietatea de a menține căldura și le punem în buzunar la copii iarna. Și copiii când bagă mâinile în buzunar își încălzesc mâinile. De și cât timp își păstrează efectul? Păi se păstrează vreo oră, dar asta este suficient până ajunge copilul la școală. Sau... Și faceți asta acasă? Am făcut-o, da. Am făcut câteva jucării pentru buzunar, pentru copil. Am făcut și jucării pentru scaun. Noi le puneam în cărucior la copil iarna sub funduleț, să-i păstreze fundulețul cald. Asemenea, inimioare mai pot fi umplute cu semințe de vișină care vor păstra efectul termic pentru un timp mai îndelungat decât cele de strugure. Avem nevoie de bentiță pe care o punem exact în două. Facem o buclă. O prindem de cealaltă parte, pentru că aici avem ața cu care am cusut. Fixăm cu acul. Punem un cristal, o mărgea. Și de cealaltă parte. Deci aici, de fapt, vreau să fac iată și așa un element. Așa, și aici punem un cristal. Jucăria noastră este gata.
ești deja... Vă ofer. Mulțumesc foarte mult. Din inimă. Asemenea, inimioare pot aduce surâsul pe orice chip. Încercați și voi acasă. Luminați sufletul omului drag. Confecționați o jucărie pentru el și dăruiți-o din inimă. Noi vă urăm pregătiri ușoare de sărbători, fără forfotă care să vă dea dureri de cap. Să savurați spiritul sărbătorilor încununate cu luminițe, cadouri, dulciuri și căldură sufletească. Ultima, cea mai importantă, să nu vă lipsească!